Ai spus ceva de condiții de detenție? Ai depus o plângere pe condițiile detenției sau ce spune? Eu nu sunt de acord cu condițiile care sunt reținute în cearnă, în prizmă, și principului și nu. Și ce se întâmplă acolo? Sunt reținut în carță, la greva foame, a fost reținut. În care nimeni nu poate încălca de greva foame, și eu anterior am fost bagat de tuberculoză. Dar de când ți-e greva foame? Eu am ținut greva foame, acum nu declar greva foame. Am depus și plângere pe cazul dat și am solicitat ca să-mi deschid dosar penal cu șoc în cearnă, numai 13, domnul Munteanu. Și ai răspuns? N-am răspuns, în care se iau să în care eu sunt cu mă pune că eu sunt mamă. Sunt pun la acolo. În care eu anterior, dânsul i-am spus că sfârșit până la șeche, eu singur că la mine fratele s-a pus la țungăt și eu singur să pun la țungăt. În care el mi-a spus că tu singur poți, ești ucidic, nu e tipa, nu e serul de tine și de viața ta. Eu te țin cum vreau eu. Și anterior, domnul Gantea tot îmi face rău, în care eu vopșo nu sunt de acord cu condițiile care eu sunt reținut. Trebuie și bă celul separat pentru greva foamei, îți sunt condamnați. Dar până celul separat, eu m-am la carță cu patul închis și este o decizie luată fără șof prin cearnă, numai șof de rejim. Care anterior eu am depus plângeri, că anterior mie îmi fac rău și depun pe mine diferite rapoarte și diferite scrisori cu care eu nu sunt de acord nici cu mâncarea cu care se dă în penceată. Cu acord hotărârii guvernului din 29.05.2006 se dă tot la noi. Eu nu primesc nimic. Sunt ținut niște condiții și anterior nu mă dă condamnați care eu am pe mersi.